Iată-ne la încheierea seriei Arta Războiului. O minte neantrenată devine o pradă ușoară. În călătoria noastră de până acum am învățat câteva lucruri cât se poate declare. Războiul spiritual, cel are de purtat fiecare credincios, cu un inamic redutabil, viclean și fără scrupule, este câștigabil dacă folosește armele spirituale, dacă omul folosește, credinciosul folosește armele duhovnicești. Am ajuns la ultima piesă a echipamentului. Am luat una câte una fiecare piesă a urmurii romane, ne-am uitat la analogia dintre armă și arma fizică și arma spirituală, ne-am uitat la în ce fel Arma respectivă duhovnicească este o armă spirituală și cum funcționează. Și iată ne ajungem la ultima piesă a echipamentului, sulița. Textul din FSN 6 referitor la suliță sună așa. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, aducând tot felul de rugăciuni și cereri, vegeați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Și acum poate vă întrebați, unde e sulița? lancia, nu pomenită. Armura romană avea șapte piese. În lista lui Pavel par a fi menționate doar șase. Cum de lasă Pavel afară o piesă a armurii, lanța sau sulița, pe latinește pilum, când la începutul pasajului nostru, pe care l-am studiat de atâtea luni de zile, săptămâni de zile, el menționează foarte clar, îmbrăcați toată armura lui Dumnezeu. Eu cred că nu o lasă pe din afară. Dacă citim cu atenție, vom vedea că nici centura nu este menționată și nici sandalele nu sunt menționate pe nume. Ni se spune încingeți-vă cu și încălțați-vă cu. Nici centura nu este menționată printr-un cuvânt și nici sandalele, încălțămintea de război nu era menționată. Așa că dacă Pavel nu menționează, sau chiar dacă Pavel nu menționează direct lancia sau sulița, indirect, datorită contextului și didacticii, putem asocia lancia sau sulița cu rugăciunea. Haideți să ne uităm puțin la suliță ca parte a armurii. Sulițele antichității erau de o mare varietate de lungim, greutăți și forme. Și istoria lor este fascinantă de la faimoasa sarisa, sulița macedoneană, o armă extrem de eficientă în fața atacurilor de cavalerie. Pilumul roman era o suliță mult mai scurtă, avea aproximativ 1,80 m, formată din două părți. Partea din față cu capul metalic ascuțit avea vreo 90 de cm și partea din spate tot metalică avea tot cam atâta. Sulița practic, practic era, era metalică în întregime, excepție făcând acel mâner de lemn care îmbina cele două părți. Un mâner care să te ajute să poți arunca sulița. Vegetius, un istoric roman, menționează și un alt tip de suliță romană care avea vreun metru 60, m, capătul metalic, vârful alcătuit din trei vârfuri ascuțite, o lungime de vreo 30 de centimetri. Ideea este că sulițele aveau diferite forme, au tot felul de forme. Și asta nu o spun la întâmplare, o să vedeți imediat de ce sulițele aveau tot felul de forme. Haideți să ne uităm puțin la sulița ca analogie cu rugăciunea. De ce Pavel Face această analogie, ați văzut, el asociază centura cu cuvântul lui Dumnezeu, Plato o asociază cu neprihănirea oferită, lucrată, prelucrată de Hristos, uh, sandalele le asociază cu răspândirea Evangheliei păcii, coiful îl asociază cu uh, mântuirea, sabia cu rema, cu vorbirea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Scutul îl asociază cu credința și sulița cu rugăciunea. De ce face exact aceste asocieri? Ei bine, înțelegerea analogiei nu este dificilă. Rugăciunile sunt sulițe, arme folosite în lupta la distanță. Rugăciunile adresate lui Dumnezeu sunt ca niște sulițe lansate înspre un inamic pentru a-l opri din atac, pentru a-i opri lucrările malefice. Sulița este o armă de luptă la distanță. Nu la fel sunt rugăciunile, aruncăm rugăciunile noastre ca să-l oprim pe inamic din atac sau din lucrările lui malefice. S-ar prea putea ca varietatea sulițelor folosite de soldați să-l fi determinat pe Pavel să folosească tocmai exprimarea aceasta în cuvântul scris. Rugați-vă în orice vreme în Duhul, aducând. Tot felul de rugăciuni și cereri. Am văzut sulița ca armă? Am văzut sulița ca analogie cu rugăciunea? Haideți să vedem în ce fel sulița este o armă duhovnicească și mai ales cum o folosim. În ce fel este eficientă sulița aceasta, rugăciunea? Rugăciunea este o armă importantă a credinciosului. Rugăciunea este rânduită de Dumnezeu pentru binecuvântarea spirituală a omului. Așa că textul nostru începe astfel. Rugați-vă în orice vreme. În Tesalonicen, tot Pavel scrie și spune, rugați-vă neîncetat. Și o astfel de exprimare trebuie puțin explicată, pentru că altfel te poate Îți poate induce o stare de, de neliniște, de panică. Stai puțin, cum adică în orice vreme? Adică să nu mai fac altceva decât să mă rog? Ce, ce să însemne exprimarea aceasta? Cum ar trebui a înțeleasă ca să... Astfel încât sfatul acesta de a ne ruga neîncetat, mereu, în orice vreme, în orice moment, să aibă sens. Că doar nu putem să stăm într-o poziție de rugăciune în continuu, să nu mai facem nimic altceva. Și atunci când întâlnim o astfel de expresie, trebuie să ne punem întrebarea, oare nu cumva rugăciunea, este mai mult decât un act formal executat într-un cadru, spațiu și timp, într-un cadru prestabilit. Și cu siguranță că da, rugăciunea este mult mai mult decât atât. În termeni mai generali, rugăciunea poate fi definită în felul următor. Rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu. Și asta am mai spus-o de mai multe ori. Abia când nu înțelegem cum trebuie, putem să respectăm liniștiți Îndemnul, rugați-vă în orice vreme, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu și subliniez comuniune, nu doar comunicare. Comuniunea include și comunicarea. Comunicarea presupune în principal un dialog. Comuniunea, în schimb, presupune gânduri comune între mintea lui Dumnezeu și mintea mea. Presupune o intimitate, o coeziune, o uniune permanentă. Și atunci dacă rugăciunea este o comuniune de felul acesta, asta înseamnă că este mult mai mult decât un act formal în care mă pun și mă rog. Înseamnă o relație continuă, o gândire mereu conectată cu el. Gândul ți este conectat la el în orice moment. Îl implici în toate procesele tale de gândire, în toate alegerile pe care le-ai de făcut în toate acțiunile tale. Este un fel de sfătuire continuă cu El, este un fel de minte conectată cu El și este într-un dialog permanent, nu verbal, ci mental cu El. Schimb copilul peste zi și te gândești și mulțumești Dumnezeu pentru ce copil ai primit. Pentru sănătatea lui, pentru ce-o pus în el, te rogi pentru el, rutinele vieții pe care trebuie să le faci, ești acolo și poți să mulțumești pentru că ai casă, pentru că ai cu tare, ești mereu într-o conexiune cu el, te duci spre serviciu, mintea ta poate să fie să se gândească la ce va fi acolo, la faptul că ai un venit, la faptul că ți bine, îi mulțumește recunoscător, ai niște colegi pentru care te rogi, deci mereu, mereu mintea ta este conectată, agățată de Dumnezeu și în tot ceea ce faci, Dumnezeu e prezent acolo. Asta înseamnă rugați-vă în orice vreme, în orice vreme ai un lucru de făcut, Doamne, nu știu cum să-l fac, Doamne, uite-te, am cazul acesta, apar n-am de unde să-l apuc, ceva îmi scapă din mâini, iluminează mintea, ajută-mă să, și ești mereu, mereu, mintea ta este lipită de el și ești într-un dialog mental cu el. Dacă înțelegem rugăciunea în felul acesta, înseamnă că o putem și împlini. Rugați-vă în orice vreme. Rugăciunea este, de fapt, o atitudine, un fel de a te purta, un obicei, un fel de a fi. Când nu înțelegem așa, putem scăpa de multă vinovăție că nu stăm destul pe genunchi, că nu ne rugăm destul, că nu mergem la toate întâlnirile de rugăciune posibile, că nu mă rog de nu știu câte ori pe zi. Poți să te rogi continuu pe zi. În tot ceea ce faci să găsești un cărlic cu care să te agheți, Doamne, îți mulțumesc și pentru asta te ador și pentru asta. Sunt recunoscător și pentru lucrul ăsta mărând și așa mai departe. Rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu. Rugându-te astfel, îți exprim încrederea în Dumnezeu. El este lângă tine, în tine, cu tine. Și practicând acest exercițiu, încrederea în El îți crește. Deci ești aproape de El. Deci lipit de El. Pentru că nu te mai desprinzi cu gândul de El în tot ceea ce faci rugându-te astfel, lipindu-te în felul acesta de el, inzi într-o intimitate mai profundă cu Dumnezeu, astfel încât tu nu doar ajungi să te încrezi în el, ci ajungi și să-l iubești. e acolo cu tine mereu povestești cu el. De aceea am îndrăzneț să spun, cel care evită rugăciunea nu-l păcălește pe Dumnezeu, nu câștigă timp pentru sine, se păcălește pe sine. Se dezgolește pe sine? Se lasă fără apărare pe sine? Rugați-vă în orice vreme. Versetul continuă, aducând tot felul de rugăciuni și cereri. Tot felul. Tot felul înseamnă tot felul. Rugăciuni de adorare, consacrare, mulțumire, implorare, căință, pocăință, mijlocire și cerere. Feluri de rugăciuni. Dar tot felul poate însemna și rugăciune publică și privată. Este rugăciune privată în odăița ta, este rugăciune publică în mijlocul adunării. Rugăciune verbală și mentală. O rugăciune în care îți exprimi prin cuvinte ceea ce simți, ceea ce dorești să-i spui și o rugăciune mentală în care lucrurile se întâmplă în mintea ta și te conectezi cu el. Sau rugăciune formală și spontană. Noi, în mediul nostru, creștem educați că rugăciunea este în special spontană. Ceva ce trebuie să apară, Uită așa. Și primim, îndemn la rugăciune și ne dăm drumul și ne rugăm. Și alții din afară ne admiră pentru asta, că se gândesc cum pot oamenii ăștia, așa din senin, să uh, scoată niște cuvinte și să lege niște fraze împreună și wow, ce fain, rugăciune spontană, pe care n-am gândit-o de acasă, ci vine pe moment și este foarte valabilă. Dar să nu desprețuim nici rugăciunea formală în care rugăm Tatăl nostru, de exemplu, sau mai mult, mi-aduc aminte, eram în anii 90, abia se liberase România, am ajuns într-o biserică prezbiteriană undeva în Statele Unite și m-am uitat de sus la ei și am, oarecum i-am desprețuit până am înțeles lucrurile. Pentru că era un serviciu foarte formal și am înțeles de la ei că în fiecare serviciu era o persoană desemnată din biserică care trebuia să vină în față să rostească o rugăciune era foarte formală. Tot și-o scriau pe hârtie, veneau în față, își puneau hârtia și cum ne rugăm. Și se ruga și el cita de pe hârtie rugăciunea. Și eu, sunt incapabil să pot ruga pe loc, adică ce este chestia asta, trebuie să-ți o scrii de acasă. Așa că uniți de superioritate, m-am uitat la ei și am spus, rugăciunea asta nu-i de la, la, ce folosește când tu vii o citești. Nu ți vine din inimă. Și am greșit profund. Ce era cu rugăciunea formală? Gândiți-vă că oamenii aceștia știau că duminică urmează să se roage. Asta înseamnă că trebuiau să se pregătească. E ceva greșit să stai acasă și gândiți, Doamne, ce m-aș ruga duminică? Oare care sunt acele lucruri pe care le vrei în biserică? Ce anume să pomenesc? Și stai și te pregătești și scrii și rescrii și îți, 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 îți filtrezi gândurile și le așezi acolo într-o formă coerentă ca să vii cu o rugăciune gândită în fața bisericii. E o problemă, nu e nicio problemă. Nu este cu nimic mai prejos o rugăciune formală, gândită și scrisă și citită decât una spontană. Tot felul de rugăciuni. Încă s-ar putea să aibă și mai mare sens o rugăciune pe care ți-ai gândit-o o săptămână decât una care îți vine de pe vârful buzelor și în cuvinte cu care te-ai obișnuit. Tot felul de rugăciuni, nu una mai bună ca alta. Rugăciuni și cereri. Păi care? Nu-i tot una. Nu este redundanță aici. Eu cred că nu. Rugăciunile încorporează cererile, însă Pavel le menționează separat de celelalte tipuri de rugăciuni, subliniindu le importanța în contextul războiului spiritual, în care ai nevoie să ceri specific ajutorul lui Dumnezeu. Le menționează separat cererile de rugă de tot felul de rugăciuni ca să sublinieze acest lucru. În alte cuvinte cam așa ar suna cuvintele acestea rugăciuni și cereri faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni și nu uitați de cereri cereți ajutorul fără ezitare pentru că depindeți de Dumnezeu în luptele voastre când vine vorba de război spiritual categoric suntem dependenți de ajutorul lui Dumnezeu și atunci rugăciuni și nu uitați de cereri asta ar fi sensul de ce rugăciuni și cereri dar să mergem mai departe. După cum bine ați putut observa, am omis un element cheie din îndemnul lui Pavel. Rugați-vă în orice vreme în Duhul. Sau prin Duhul. În Cornilescu, în NTR, în Duhul. Ce se însemne asta? În mod clar rugăciunea nu este o activitate specifică doar credinței creștine. Și alte credințe, inclusiv satanismul, se folosesc de rugăciune. Tocmai de aceea, cred că este important să înțelegem ce înseamnă în Duhul, prin Duhul, mai ales că scopul nostru este să vedem în ce fel rugăciunea este o armă în lupta spirituală. Asta încercăm să aflăm. Cum pot să mă rog în Duhul? Cum pot să mă rog în Duhul astfel încât să fie o armă eficientă? Deci, cum este rugăciunea prin Duhul sau în Duhul? Ascultați-mi demersul logic. Dacă Duhul Sfânt este una cu Tatăl și cu Fiul, și noi credem că este, dacă Duhul Sfânt este cel ce a fost trimis să ne asiste în viața de credință, în procesul transformării noastre după chipul lui Isus, și noi credem că de aceea este trimis, ne spune Scriptura, dacă Duhul Sfânt este resursa noastră în războiul spiritual, și noi credem că este, atunci... Duhul Sfânt trebuie să ne aducă aminte tot ce ne-a spus Isus despre rugăciune și despre viața de rugăciune. Tot ceea ce ne -a, să ne aducă aminte Duhul Sfânt, tot ceea ce ne învață învățătura apostolilor. Isus spune cu cuvintele lui, Ioan 14 cu 26, dar apărătorul, apărătorul, E vorba de o luptă aici, nu? Adică Duhul Sfânt, care, pe care Tatăl îl va trimite în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va reaminti tot ce v-am spus. Duhul Sfânt ne aduce aminte, ne reamintește ce a spus. Ce a spus, o să vedem imediat sau Ioan 16 cu 13. însă când va veni el, Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, căci el nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină El mă va glorifica pe mine, pentru că va lua din ce este al meu și vă va înștiința. Și atunci, cine poate reaminti Duhul din ce a spus Isus și apostolii despre rugăciune? haideți să vedem ce ne readuce aminte? Ce a spus Isus și apostolii despre rugăciune ca să înțelegem ce înseamnă rugăciunea în Duhul? Cum arată, cum trebuie să arate sulița rugăciunea pentru a fi eficientă? Rugăciunea în Duhul este unul aliniată voii lui Dumnezeu. Ioan ne spune în 1 Ioan 5 cu 14 Îndrăzneala pe care avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Bun, dar de unde știm care e voia Lui? Dumnezeu ne descoperă voia Lui în cuvântul scris sub inspirația Duhului Sfânt. Voia sa este să ascultăm și să împlinim cuvântul. Observați cum și sulița rugăciunii este ancorată, sprijinită de centura adevărului, precum platoșa, scutul și sabia. O rugă rugăciunea trebuie făcută în voia Lui, ca să primești răspuns la ea. Rugăciunea în Duhul este aliniată voii Lui. Doi, rugăciunea în Duhul este în numele Lui Isus. Și ne spune, Isus ne readuce Duhul Sfânt aminte de ce a spus Isus din Ioan 14 și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslavit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. E clar că această expresie în numele meu, în numele Lui Isus, E clar că dacă adăugăm expresia în numele lui Isus la sfârșitul rugăciunii, ceva magic nu se întâmplă. Și Isus nu execută fără crăhnire dacă noi spunem în numele tău m-am rugat. Isus nu la asta se referă. În plus, nici una din rugăciunile ucenicilor relatate în Noul Testament nu urmează tiparul acesta, nici una nu se încheie în numele lui Isus, mă rog. Sau m-am rugat în numele lui Isus. Nu vedem tiparul acesta. Deci, în mod cert, rugăciunea dacă veți cere ceva în numele meu, nu se referă, Doamne, numele Tău o cer. Niște vorbe. A veni în numele cuiva, înseamnă a fi împuternicit de acel cineva. A veni sub autoritatea celui în numele căruia Tu vii. Vă să aminte de din templu, vindecat de uh, uh, apostoli, și îl întreabă martorii oculari, cu ce putere? Sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Cu autoritatea cui? Și atunci, rugăciunea în numele lui Isus este rugăciunea făcută sub autoritatea lui. Și știm cu toți, în sensul biblic, numele unei persoane reprezintă caracterul ei. Așa că rugăciunea în numele lui Isus înseamnă a te ruga compatibil cu caracterul lui. Și bineînțeles că atunci când ne rugăm, noi toți credem că ne rugăm ce trebuie în voia Lui, compatibil cu caracterul Lui, nu așa? Noi cerem lucruri despre care credem că sunt în linie cu caracterul Lui. Dar în același timp, trebuie să avem și mintea deschisă. Că Dumnezeu este perfect în iubire și în înțelepciune și noi nu ne rugăm ca să-i forțăm mâna, ci ca să ne armonizăm noi voia cu a Lui. Și noi așa? De multe ori ne rugăm pentru putere ca să realizăm ceva. Păi nu este în voia lui să realizăm ceva, să facem ceva bun pentru împărăție și cerem putere ca să realizăm ceva. Și primim slăbiciune ca să învățăm ceva. De multe ori ne rugăm pentru sănătate ca să facem lucruri mari. Și primim infirmitate ca să facem lucruri bune. De multe ori ne rugăm pentru bunăstare ca să fim fericiți. Și primim sărăcie ca să fim înțelepți. De multe ori ne rugăm pentru tot felul de lucruri ca să ne bucurăm de viață. Și primim viață ca să ne bucurăm de toate lucrurile. Și astfel nu primim întotdeauna ceea ce cerem, dar întotdeauna primim ceea ce avem nevoie. Dar este greșit să adăugăm expresia în numele Lui Isus la sfârșitul rugăciunii? Nu, categoric nu. Dar să nu credem că adăugarea expresiei are un efect magic, că validează cumva rugăciunea rostită, că este un fel de mantra care eliberează forțele și rugăciunea este ascultată. Trei, Rugăciunea în Duhul este sinceră sau autentică. Isus s-a rugat cu sinceritate și a exprimat în rugăciune toate emoțiile pe care le avea, Evrei 5 cu 7 ne, ne, confirmă lucrul acesta. El, Iisus, este acela care în zilele vieții sale depământești aducând rugăciuni și cereri, cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte. Rugăciunea este sinceră, autentică, îți verși sufletul sincer, așa cum este, nu într-un mod fals. Vedem și alte rugăciuni în Scriptură care prezintă o puternică intensitate emoțională a David, la Ezechia, Daniel, Ieremia, Amos și alții. Unii cădem în cursă încercând să imităm aceste intensități emoționale și să creăm un spectacol emoțional artificial care nu este compatibil cu trăirile inimii noastre. Intensitatea și adâncimea emoțională implicată în rugăciune nu trebuie falsificate. Oricum pe Dumnezeu nu îl înșeli și nici nu faci mai mare impresie în jurul tău. John Bunyan spunea, în rugăciune este mai bine să ai inima fără cuvinte decât cuvinte fără inimă. 4. Rugăciunea în Duhul este făcută cu smerenie, într-o atitudine corectă. Isus spune Duhul Sfânt ne aduce aminte ce a spus Isus în Matei 6. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. La Dumnezeu nu ține impresia artistică. Nu ține vrei să impresionezi pe cineva, cu atâta rămâi. Dar Dumnezeu nu ține impresia artistică. Rugăciunea trebuie să fie în dependență de el, smerită, cu atitudine corectă. 5. Rugăciunea în Duhul este rațională, cu mintea trează. Iată un alt aspect al rugăciunii în Duhul despre care vorbește Scriptura. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu va asemănați cu ei, ni se spune în Matei 6 cu 7. În alte cuvinte, rugăciunea trebuie să fie inteligibilă, să aibă sens, să fie conformă cu principiile și cerințele, rațiunii. Vorbele neînțelese aruncate într-o rugăciune, când mintea ta nu-i conectată cu Dumnezeu. Ce te rogi? Ce îi spui? Ce dialog este ăla? Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune ca să o folosim, nu ca să o trecem pe linie moartă, ca să o dezactivăm și să ne lăsăm purtați de trăiri incontrolabile. Rugăciunea în Duhul, rugăciunea conform învățăturii, conform a ceea ce ne ramintește Duhul, este rațională, este cu mintea trează. Nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii. Nu vă semanați cu ei. Șase. Rugăciunea în Duhul este făcută în curăție sau acoperită de o trăire curată. În Evrei 5 cu 7 ni se afirmă lucrul acesta, după ce ne-a spus că el este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina Evlaviei lui. Din moment ce rugăciunea este o comuniune, o relație personală cu Dumnezeu, o viață neascultătoare, va sta în calea rugăciunii. Și Scriptura sublinează lucrul acesta în mai multe locuri. Psalmul 66 cu 18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dacă motivațiile rugăciunilor mele ar fi fost rele, nu m-ar fi ascultat Domnul. Asta spune psalmistul. Sau Proverbe 15 cu 8. Domnul ascultă rugăciunea celor neprihăniți. Și, în final, a șaptea caracteristică a rugăciunii în Duhul este făcută cu încredere, cu credință. Marcu 11 cu 24. Isus vorbește de aceea, vă spun că orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl avea. Și pe versetul acesta foarte multă lume, foarte multă lume, își bazează o întreagă viață de credință, care le se la scurtă vreme după aceea. Curios este faptul că atunci când citim cuvântul orice, Orice veți cere să credeți că l-ați primit. Când citim cuvântul orice, mintea ne fuge la cele mai năstrușnice lucruri de cerut. Imediat avem tendința să ne îndepărtăm de context și să ne gândim la extreme. Poți să cer orice dacă cred. Cer orice năstrușnicie. Dar eu cred că se va întâmpla. Se întâmplă? Nu. Textul nu vrea să spună că dacă crezi cu putere orice aiureală sau orice dorință, ai avea, o cer și o primești. Nu asta spune textul. Ci vei primi orice vei cere, să nu uităm, aliniat voii lui Dumnezeu. În numele Lui, sub autoritatea Lui, în linie cu caracterul Lui. Nu orice aiureală și orice dorință sau poftă ai avea, nu asta promite Isus că va face, ci orice în numele Lui, orice în voia Lui. cele șapte caracteristici se reglează una pe cealaltă. Afirmația lui Isus nu este o descriere a unei tehnici de magie divină a cărei baghetă se numește credința. Dumnezeu nu poate fi tratat ca o forță pe care o invoci respectând un anumit tipar și gata, magia are loc. Să nu uităm, credința noastră este în Dumnezeu, într-o persoană nu doar atot puternică, ci și inteligentă și bună nu este o credință, să nu este o credință în credința noastră puternică. Să văd cât de tare crede o chestie. Și îți spui ca o mantră, cred, 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 trebuie să se întâmple, știu, știu, știu. Și nu se întâmplă nimic. Așa că aplicația acestui aspect al rugăciunii în Duhul la rugăciunea ca armă duhovnicească ar putea fi următoarea. Ești țintea unor atacuri demonice? Ești ispitit firea pământească? Ești atacat de tot felul de gânduri? Când te rogi Domnului să te ajute în această luptă, să crezi că vei fi ajutat, să crezi că nu e singur, să ai încrederea că El este aproape și primește ajutorul și încrezător acționează în consecință. Și cel mai puternic exemplu îl găsim în viața lui Ezra. În Ezra, Ezra, capitolul 8, Ezra face o afirmație foarte interesantă. Ea prime oameni, primul val de repatriere și pornește spre casă se opresc, imediat cum au ieșit din oraș, se opresc și se întâmplă următorul lucru, spune Ezra în capitolul 8, versetul 22. Îmi era rușine să cer împăratului o oastă de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, pentru că spusesem împăratului. Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste tot cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru și el ne-a ascultat. Ce au făcut? Ei au pornit la drum, pe drum erau pericole, dușmani, puteau fi atacați și tâlhăriți și cine n-aveau o oaste să-i protejeze. Și ce au făcut? Au spus de pine de Dumnezeu. Doamne, te rugăm frumos, păzește-ne. Și ce au făcut? Au rămas în corturi până când Veni veștile că au murit toate populațiile până în Ierusalim și liber nu mai e nimeni pe drum și pot merge liniștiți? Nu. Ei s-au rugat și încrezându-se în ajutorul Domnului, au pornit la drum. S-a dovedit la final că Dumnezeu i-a ascultat și au primit ceea ce au cerut. De aceea am spus de atâtea ori, rugăciunea fără acțiune este ipocrizie. Pentru că tocmai acțiunea dovedește încredere. Dacă eu mă rog și nu fac nimic, ce încredere am că El mă ajută? Eu sunt inactiv. Și este o ipocrizie. Pentru că aștept ca Dumnezeu să facă totul fără ca eu să fac ceva. Rugăciunea nu trebuie privită ca un instrument ce desfințează acțiunea. Rugăciunea nu este substituentul leneș al acțiunii. Și nu la întâmplare Sfântul Augustin de Hippo spunea, citez, roagă ca și cum totul depinde de Dumnezeu și acționează ca și cum totul depinde de tine. Așa că orice resursă vom cere în lupta noastră cu inamicul, să credem că am și primit-o. Pentru că Dumnezeu ne vrea biruitor în lupta aceasta. Și să acționăm în vederea rugăciunii. În direcția rugăciunii. Uneori, aceste rugăciuni s-ar putea, în aceste rugăciuni s-ar putea să ai nevoie să zici și să strigi. Doamne, eu știu, asigurăm pâinea ca să nu fiu ispitit să fur și să te dezonorezi. Și ce faci? Stai în pat până când vine pâinea pe sub ușă? Nu. Te rogi să se asigure pâinea și te duci la muncă. Și ușile se vor deschide, te ajută în felul lui. Doamne, tu vezi pericolul în care mă aflu, îmi vezi gândurile care mă pasă, vezi ce lucruri îmi trec prin cap, vezi locurile pe care le frecventez, scapă-mă de ele. Și ce faci? Te duci acolo de fiecare dată înapoi în locurile alea? Sau acționezi și te îndepărtezi de ele? Rugăciunea fără acțiune este ipocrizie. Rugăciunea nu este substituentul leneș al acțiunii. Doamne, fă! Dumnezeu nu este un soi de kelner. A Domnului. Te rogi și te încrezi că te ajută și acționezi în direcția aceea. Doamne, Tu vezi că cel, cum cel rău îmi dă târcoale, arătându-mi realizările lui cu tare și trezând în mine o invidie bolnavicioasă, dăm și mie măcar atât să fac față. Acționează, Încredete că îți dă, încredete că îți ajută și îți liniștește inima, acționează și fă ceva. Ei bine, rugați-vă în orice vreme, tot felul de rugăciuni și cereri, în Duhul. Și versetul continuă. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Toată stăruința? Perseverența? De ce perseverență? Nu se poate primi răspuns din prima? Și știm cu toții răspunsul. Uneori Dumnezeu își întârzie răspunsul până când ne-am întremat voința, am acumulat cunoștința necesară sau ne-am modelat caracterul. Perseverența ne face bine nouă. Faptul că răspunsul nu ne vine din prima este benefic pentru noi. Pentru că apucăm să ne disciplinăm, apucăm să învățăm, să acumulăm cunoștințe și apucăm să ne modelăm caracterul. Cu toată stăruința pentru toți sfinții. Războiul spiritual nu este un proces care mă privește doar pe mine, eu nu sunt singur în bătălie, ci suntem o armată care luptă împreună. Avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de sprijinul tovarășilor de arme. Războiul spiritual nu îl ducem de unii singuri, ci îmbrăcați cu toată armura lui Dumnezeu, sprijinindu-ne unii pe alții în formațiunea de luptă testudo, de cum vorbim acum câteva săptămâni în care ne apropiem unii de alții, ne punem scuturile, ne le legăm împreună, ne le punem în față, ne le punem deasupra și putem înainta pentru că nu suntem singuri. Iată concluzia. Rugăciunea nu este un dar spiritual, ci o responsabilitate spirituală. O armă redutabilă în dotarea fiecărui credincios. Nu se roagă de cei, doar cei care au darul rugăciunii, pentru că nu există darul rugăciunii. Rugăciunea nu este un dar, ci este o responsabilitate, o armă din dotarea la îndemâna fiecărui credincios. Și iată ne închei în seria aceasta. Ce am învățat până acum? Am învățat că un soldat neantrenat devine o pradă sigură. Am învățat că avem un război spiritual de purtat, iar conflictul acesta are de a face mai mult decât cu posesiunile demonice, are de a face cu controlul gândirii noastre și cu răstignirea firii pământești. Războiul este cu un inamic redutabil, lupta este fără scrupule, fără onoale, fără miră, dar să nu uităm că Satan nu este egalul lui Dumnezeu și deci puterea demonilor este limitată și acțiunile strict controlate de Dumnezeu. Și războiul este câștigabil. Am fost răscumpărați de Hristos. Nu mai datorăm nimic diavolului. Păcatul nu mai are puterea asupra noastră. Nu mai poate să ne domine decât dacă îi permitem. Războiul este câștigabil dacă îl portăm cu armele duhovnicești. Care sunt acestea? Centura adevărului. Cuvântul scris al lui Dumnezeu ține la oaltă toate celelalte piese ale armurii. Fără a avea cuvântul lui Dumnezeu ca autoritate peste viața ta, bătăliile în care intri sunt pierdute înainte de a începe. Platoșa neprihănirii ne asigură atitudinea mentală necesară în fața calomniilor celui rău, în fața atacurilor repetate ale diavolului. Te păzește, îți arată cine ești un Hristos. Hristos a lucrat, a prelucrat neprihănirea pentru tine. Caligele, sandalele, râvna Evangheliei Păcii înseamnă focalizare pe misiunea încredințată de însuși Domnul Isus. Răspândirea Evangheliei, pentru că un om focalizat, un om cu o misiune, este de nedeturnat. Când ai o misiune, ești cu totul și cu totul focalizat acolo. Și celor nu are o numare vreme și loc să se joace cu mintea ta. Scutul credinței te păzește de îmbolnăvirea sufletului, nu a trupului. Nu te protejează de necazuri, ci de efectul nociv al necazurilor. Asta face credința, stinge săgețile arzătoare. Nu le împiedică să vină, le stinge efectul nociv. Galea, coiful mântuirii, ne protejează capul și ne întreține o condiție spirituală bună pe tot parcursul vieții, pentru că mântuirea este un eveniment. Dar este și un proces, o umblare pe cale și o răsplată ce primești la sfârșit. Gladius sau sabia Duhului este prima armă de atac care nu face altceva. Dumnezeu îți vorbește, activează cuvântul lui Dumnezeu și îți vorbește, însuflețește cuvântul aplicându-l luptelor prin care treci. Sabia Duhului și sulița rugăciunii. În toată vremea să aruncăm rugăciunile noastre înainte și să acționăm încrezători. Și astfel vom putea face față stratagemelor diavolului, ne vom putea împotrivi în ziua cea rea, cum spune textul Scripturii, ne vom îndeplini toate responsabilitățile și vom rămâne în picioare. Pictorul german, Fredic Morris Retz, este autorul acestui tablou pe care el, autorul, Pictorul l-a intitulat Jucătorii de șah. Numai că, în ciuda numelui pe care l-a dat, criticii de artă, în timp, l-au redenumit și au dat titlul Șahmat, plecând de la premiza că omul a pierdut deja meciul. Tabloul ne înfățișează, după cum vedeți, un om cu capul sprijinit pe mână și cu o expresie facială încurcată și pierdută, care joacă șah cu satan sub privirea unui înger. Se poate observa privirea semiață și rânjetul încrezător al diavolului. Îngerul stă cu mâinile prinse una de cealaltă, sugerând imposibilitatea de a ajuta omul, a vrea să-l ajute, dar nu poate, este alegerea lui. Pictorul Reț și-a gândit toate detaliile. Tabla de șah este așezată pe un sicriu, declarând că meciul este pe viață și pe moarte. Piesele negre ale diavolului sunt ființe caricaturale odioase, spre deosebire de cele albe care sunt angelice, sugerând războiul lumilor spirituale. Observați că mâna lui Satan stă așezată pe mânerul fotoliului, în formă de craniu, sugerând că mințile noastre sunt câmpul de bătălie al diavolului. Acolo încearcă diavolul să aibă o prinsoare puternică. Pictura care până în anul 1999 s-a aflat la Muzeul Louvre, între timp a ajuns într-o colecție privată, înainte de a fi în Louvre, fusese în mâinile unui colecționar privat. Și se spune că Paul Morphy, un maestru campion de șah, a văzut lucrarea în casa colecționarului. A privit-o cu atenție, a rămas minute în șir în fața tabloului și spune, meciul nu e gata, meciul nu e încheiat. A cerut apoi o tablă de șah, a așezat piesele exact ca în pictură și printr-o singură mutare a câștigat meciul. Mesajul mi se pare cât se poate de clar când îl cauți cu atenție. Și anume, chiar dacă luptele pe care le-ai dedus pe viață și pe moarte, ești prins la colț, parcă te afli în șahmat, pierdut și nu vezi nicio ieșire. Regele mai are o mutare. Și meciul poate fi câștigat. Pentru că regele nu poate fi încolțit pentru că regele cu rămare, cel în armata căruia noi luptăm, mai are o mutare. Voi invit să plecați capul. Și să stăm acolo cu noi în cine. Și fiecare ne știm bătăliile și ne știm câștigurile și pierderile. Și nu mai noi știm cât de înghesuiți la colț suntem. Și unii poate chiar credem că ni s-a dat mat și nu mai avem nicio ieșire. E bine, vestea bună la încheierea seriei Arta Războiului. Vestea bună este că în ciuda celor mai negre sentimente pe care le-ai putea avea, în ciuda celor mai negre gânduri pe care le-ai putea avea, în ciuda, în ciuda celei mai negre situații în care crezi că te afli de șahmat, când nu mai vezi nicio ieșire, vestea bună este că Regele mai are o mutare. Și poți ieși din strâmtoare. Întotdeauna mai există o șansă. Pentru că Regele mai are o mutare secretă. Așa că ia toată armura lui Dumnezeu. Ia aceste șapte piese ale armurii și formează-ți o dexteritate cu ele. vârtele exersează zilnic. încinge cu cuvântul. Puneți platoșa neprihănirii, ascunde-te după neprihănirea făcută de Hristos, realizată de Hristos încalță-te cu sandalele de luptă. Implică-te, fă ceva, slujește. Găsește-ți o misiune. Agață scuțul credinței de centură și înaintează și când săgețile arzătoare vin peste tine. Stinge arsura lor. Cu coiful mântuirii pe cap, te ține în formă. Îți păzește capul. Îți păzește capul. De a te opri împotriva îndemnului, de a te opri pe drum, de a ceda. Pentru că vrei să mergi până la capăt, să capeți răsplata. Iar cu sabia la brâu, sabia Duhului, îți va activa cuvântul, îl va însufleți ca să știi ce ai de făcut, să-ți vorbească Dumnezeu. Și sulița rugăciunii îl poți opri de la distanță pe cel rău, să nu ajungă prea aproape de tine și să te rănească. Aruncă sulița înainte și acționează încrezător. Ne uitând că războiul a fost câștigat deja de Hristos și cel rău luptă doar din disperare încă o vreme. Regele mai are o mutare. Încredete în asta.